sunt auzit. Dacă vă vezi așa, sunt auzit și în zona aceasta? Aș vrea să vă anunț cam cum se va derula programul. Primul loc unde va trebui să ajungeți va fi primăria, care este în partea stângă, când ne uităm încolo spre... spre Orășel, da? Deci în partea stângă. Acolo fiecare copil va primi o carte de identitate care va avea câte o cifră care vizează câte un punct de lucru unde veți ajunge. Copiii care vor trece pe la fiecare stand și va primi biluțele respective, va participa în final la un concurs, la o tombolă specială cu un premiu special pentru copii. Ideea în sine este ca să ajungeți la fiecare din standurile așezate de noi acolo și în felul acesta veți avea posibilitatea să participați la o tombolă în final. Cred că momentul pe care îl vom anunța ca și tombolă va fi ora 13. Deci la ora 13. Cred că până atunci aveți timp suficient să-i urmăriți, să-i vedeți pe fiecare, să-i ascultați și așa mai departe. Personal, pentru doar câteva ore, vă spun bine ați venit la Orășelul Copiilor. Adică eu sunt cer să vorbesc așa, să mă auziți cu toții. Vă mulțumesc în primul rând tuturor că ați venit alături de noi astăzi, să le facem copiilor până la urmă o bucurie. În cadrul manifestărilor de zilele municipiului era și normal să avem și un punct din manifestări să fie dedicat copiilor. Ne-am dorit să păstrăm această tradiție, copiii pe de o parte să învețe instituțional cam ce înseamnă un oraș, pe de altă parte să îmbine și acest lucru cu părțile plăcute, plimbarea în aer liber. Ne bucurăm că iată astăzi avem parte de o zi frumoasă, însorită, călduroasă, că îmi doresc ca la sfârșitul acestei zile, până la urmă, copiii să rămână cu o experiență frumoasă și cu amintiri frumoase după acest eveniment. De asigur, mai departe, vă invităm să urmăriți și celelalte activități pe care le avem în cadrul zilelor municipiului și care vor debuta de mâine cu concertele în aer liber în piața Roma Vodă și de asemenea și cu parcul de joacă pentru copii tot din piața Roma Vodă. Eu vă doresc astăzi să aveți o activitate frumoasă, să vă bucurați cu toții de ceea ce am putut să vă oferim și în continuare să desfășurăm activitățile în care suntem implicați. Vă mulțumesc mult! Poate că mai trebuia să mai spun și că un lucru foarte important. La sfârșit, fiecare copil va primi o diplomă de participare de cetățean de onoare în orașul copiilor de astăzi. Și cred că este o ocazie specială. Iar pentru profesorii, mă special, o diplomă de prezență astăzi și vă așteptăm tot acolo la primărie și la evidența populației. Ok, haideți să... Da. Doamne ajută! Deschidem lucrările din Orășelul Copiilor. Cu mult succes, multă sănătate și cu mult bucurie și entuziasm pentru copii. Doamne ajută! Doamne ajută. Organizatorii vă vor pune o bulină în spațiul respectiv. După ce completați întreg acest card, el vă dă dreptul să participați la o tombolă. Așadar, ultimul
lucru pe care îl veți face, va fi să vă înscrieți pe baza acestui card completat la o tombolă care va avea loc la ora cât? La ce ora? La sosta te. La ora 13, da? Mult succes tuturor! Și vă asigur că premiile sunt foarte frumoase și valoroase. Wow! 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 W